Licitația privind desemnarea unui nou operator de salubritate din județul Hunedoara a fost anulată, deoarece ofertele nu au fost conforme, a declarat astăzi într-o conferință de presă Dan Stoian, director executiv al ADI Deșeuri Hunedoara. Acesta a menționat că totuși județul Hunedoara nu va rămâne cu gunoiul neridicat, indiferent de data la care se va putea relua noua licitație. Îmi mențin promisiunea și sper să o duc la îndeplinire. Suntem acoperiți în contracte în acest moment și vom fi acoperiți în contracte, indiferent cât în contracte, perioadă determinată, că numai țară puteam închide, pe toată perioada până când vom închide licitația mare. Noua licitație mare sau asta dacă va fi decis să reluăm evaluările. Ce nu a fost bine la licitația? Deci ofertele nu au fost conforme, comisia împreună cu consultanții au decis că nu putem să acceptăm ofertele actuale, drept pentru care am comunicat operatorilor că licitația este anulată. Acum, dacă operatorii vor contesta sau nu, rămâne de văzut, ne vom vedea care e rezultatul final. La acest moment, licitația este anulată și deja lucrăm la documente pentru o nouă licitație.